Ce am observat anul trecut, din 14.800 de credite luate, pentru că și plafonul a fost de 1,5 miliarde, 15% s-au dus spre case, unități locative unifamiliare. Deci, practic, au migrat 15%, au migrat pe locuințe mai mari și, în special, case. Rezul fiind în continuare 85% apartamente de două camere. Deci odată a crescut suprafața utilă și doi s-au dus pe locuințe noi. Deci ăsta a fost și interesul nostru, ca românii să se ducă spre locuințe noi, pentru că știți, industria constructoare de locuințe are o dezvoltare și pe orizontală. Asta vreau să spun, se pun în mișcare roțile economiei. Asta, exact, pentru că pe programul fostul Prima Casă, practic, erau niște locuințe care erau deja construite înainte de 90 și nu aveau impact în economie. Practic, luai un apartament care fusese făcut înainte de 90 în care nu avea de câștigat. Schimbau doar proprietari. Da, atât. Perfect, bine. Bun, și acei bani intrau în economie. Da, dar se duceau. Aici, practic, ai o dezvoltare pe orizontală. S-a introdus un lucru, promisiunea de garantare. Adică cetățeanul se prezintă, avem convenții cu 14 bănci, obține o promisiune de garantare și în 18 luni poate să-și găsească casa. Adică poate să acceseze inclusiv locuințe care încă nu sunt finalizate. Deci s-a încercat acest lucru și în felul ăsta sunt reușit. Finanțate lucrările aflate în construcție. Da, exact, exact. Deci, practic, este o măsură anticiclică care și-a dovedit. Și o altă măsură pe programul Noua Casă 2022, luată de către Ministrul Finanțelor, este faptul că s-a mărit pragul pe taxa de valoare adăugată de la 19%, a scăzut la 5%. Adică, până în anul trecut, în codul fiscal spunea că locuințele până în 94.000 de euro, cât era euro la 4-6, aveai taxă de valoare adăugată 5%. Anul acesta, doar pe imobile Noua Casă, taxa pe valoare adăugată a fost pragul până în 140.000 de euro, taxa pe valoare adăugată e 5%. Deci avem un procent de 14% care e logic și să se ducă într-o mărire a suprafeței și practic la fel vor fi suprafețe mai mari și ieftinirea practică. Sunt 14%. E un nivel de trai mai crescut. Faptul deci, că locuința e mai mare. Exact. Și nu au cum să... E clar că 14%, tu ca beneficiar de Noua Casă, e normal că o să te duci acolo unde locuința este mai mare, în momentul în care deja ai cu TVA, taxa pe valoare adăugată, 5%. Adică se regăsește în beneficiul consumatorului, cetățenului. Da.